Cerasela Rogen, Life Coach, bine ai venit, Cerasela! Mulțumesc de invitație și la mulți ani din tot sufletul, să-ți să îndeplinească toate dorințele pe care nu le știi, dar ai nevoie de ele. Mă ajut să manifest, să le manifest, Cerasela. Acum de asta am venit aici, special cadou pentru tine. Să știi că asta este o problemă destul de serioasă. Sunt mulți oameni care se complac în situații care le fac rău. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că noi nu vrem să plătim un tichet de 3 luni de disconfort. Aceste 3 luni nu sunt de la mine. Oameni de știință, împreună cu doctori, cu fizicieni, au văzut cum funcționează corpul uman și mintea umană și au tras concluzia că aproximativ 90 de zile avem disconfort de schimbare. Când schimbi un job nou, casa, când te căsătorești, deci schimbări în viața noastră, când vine un copil și așa mai departe, avem o zonă de disconfort și deci noi nu vrem să plătim în ghilimele acest tichet de 3 luni de disconfort, preferăm să stăm într-un disconfort prelungit de 50, 60, 70 de ani decât să plătim 3 luni de disconfort conștient. Cerasela, tu te-ai trezit vreodată blocat într-o situație care îți făcea rău și cumva... Bineînțeles, și până murim avem tot felul de situații în care ne simțim blocați, dar repet și subliniez, ne simțim blocați, noi nu suntem blocați, dar pentru că cuvintele, ca și în Biblie, care spune prima a fost cuvântul, cuvântul pe care îl folosești în mintea ta, în dialogul interior, când spui sunt blocat în situația asta, chiar dacă realitatea îți arată că n-ai ieșit din ea, continui să te blocheze, ca și când te închizi din nou și te închizi din nou și te închizi din nou cu acest cuvânt. Deci, simplu, mai ales și pentru cei de acasă, nu folosiți acest cuvânt, mă simt blocat. Chiar dacă simți că lucrurile nu-ți ies, cuvintele sunt primele care le avem nevoie să le schimbăm. Deci o soluție simplă pe care ți-o dau, de ce? Gândul e format din cuvinte, gândul e energie și manifestă. Deci mare atenție la cuvintele pe care le folosim. În loc și să cum spunem? În loc să spunem sunt blocat, simt că mă așteaptă ceva extraordinar. Simt că sunt ca un alergător de cursă care, sau de viteză, care fac un pas înapoi ca să pot să-mi iau un avânt mai mare. Pentru că întotdeauna când vrem să facem altceva și la grădință din plastelină, o stricăm, da? Pare nimic, pare blocajul, să zicem așa, și dintr-o dată ne luăm avânt. Și atunci când tu schimbi asta, tot universul se învârte invers, pentru că tu programezi că doar ai făcut un pas înapoi ca să ajungi mai sus. Ați văzut, dacă ați văzut și la trade market, adică în momentul în care nici un lucru nu evoluează direct, așa, nici un grafic nu se duce direct în sus. Are un platou, la un moment dat se duce în jos, ai senzația, wow, ce se întâmplă, ca apoi să țâșnească mult mai sus decât a fost. Permanent, dacă te uiți, crești. Deci în momentul în care îți dai voie mental să reprogramezi momentul ăsta, ar însemna să nu mai fii atât de realist. Pentru că dacă doar subliniem ceea ce în realitate, nu putem deveni inventatorii viitorului nostru pe care nu l-am trăit niciodată. Cerasela, spune de realitate, aș vrea să trecem la un subiect concret și să spunem că sunt într-o relație amoroasă, da, care nu mă mai împlinește. Corect. Nici sufletește, nici emoțional, din mai multe puncte de vedere, dar nu pot să iau atitudine. Adică exact. Mi-e teamă să nu am curaj să fac asta. Cum ar trebui să... Îmi place titlul pe care l-ați spus, curajul de a schimba lucruri în viața, de a-ți transforma viața. Curajul înseamnă, clar, energie. Adică, simplu, ai nevoie să te focusezi, focusul, gândurile, înseamnă energie. În momentul în care tu îți împrăști energia, să ai grijă și de copii și de aia și de aia, cumva tu fugi din realitatea ta și nu te focusezi, nu duci toată gândirea ta, tot focusul, toată atenția ta la problema pe care ai, la provocarea pe care o ai, ca să poți să-ți asumi cele 3 luni de disconfort. Pentru că dacă tu ești din relație, clar, și dacă tu decizi asta, este un disconfort. Unde mă mut, ce fac, ce fac cu copiii, ce fac cu banii, ce fac cu situația, ce o să zică mama, ce o să zică tata. Toate aceste lucruri, în momentul în care încep să mă focusez pe ele, încep să am energie și am ce să am claritate. Deci focusul, concentrarea pe un lucru îmi dă claritate, creativitate și asumare. Îmi asum decizia mea sau îmi asum că rămân în această relație nu foarte armonioasă și atunci nu mă mai supăr când văd că el țipă sau că ea face ceva sau îmi asum decizia pe care o iau. E același lucru și cu jobul, pentru că, uite, foarte mulți oameni au frica asta de a schimba job. Ești într-un job care nu-ți place. E bine să riști, să cauți altceva, că e posibil, și toată lumea zice asta, să rămâi pe din afară. Super! Dau o soluție foarte simplă, la care
ne este, cum să spun, prea simplă să o accesăm. Adică zicem, n-ai, domne, că nu funcționează. Noi când vrem să facem o schimbare, orice fel de schimbare, mai ales la job, avem un dacă în față. Dacă nu mai găsesc un job, dacă. Ce înseamnă dacă ăsta? Un cuvânt simplu. Noi îl numim frică, nu e frică. Frica e doar când corpul fizic e în pericol. Mare okay. atenție, indexul românesc e doar, te uiți la corp, e în pericol? Nu. A, deci am o imaginație negativă necontrolată. Știți în câte fracțiuni de secunde schimbăm o imaginație? În minus 1. Adică dacă eu îți spun ție maimuță galbenă o ai deja în față și eu vorbesc mințitare, nici măcar tu. Adică atunci când tu folosești cuvintele am o imaginație negativă, dacă nu găsesc job mai bun, dacă nu mai reușesc să mă angajez, aia e imaginația mea. Cine-i șeful imaginației? Este un exercițiu. Eu. În câte secunde și fracțiuni de secunde pot să schimb un gând? Păi și ce fac? Îl tai pe dacă? Și zic, nu-l tai pe dacă. Ce aș vrea să se întâmple? A, păi o să găsesc un job mult mai bun, mult mai bine plătit, unde am pasiune, sau chiar pot să încerc un startup, să fac eu un business pentru că mă simt valoros. Dacă nu ai curajul ăsta, mă rog, faci un pas intermediar și sigur o să găsesc. Te programezi deja. Pentru că atunci tot universul sau energia ta emană lucrul ăla și îți aduce pe cineva, băi, am nevoie de un om. Se întâmplă ceva și zici, mamă, ce chestie. Eu, de exemplu, acum țin un curs despre prosperitate și mai aveam doi ca să completez eu un număr care îmi place. Mai avem nevoie de doi oameni. În ziua când am început cursul, doi oameni mi-au scris, am zis, wow, ce frumos funcționează. Dar de ce? Pentru că imaginația mea, nu zic că nu mai arazna și imaginația mea cu dacă sau cu parcă, să înțelegem, suntem oameni, dar în loc să ne tăvălim așa, spunem wow, ce am, nu am frică, nu mai folosim cuvântul frică. Frică e dacă corpul fizic e în pericol, acolo am nevoie de frică, descarc cortizol. Am înțeles, în rest sunt gânduri negative. Sunt gânduri care le pot schimba Cerasela, foarte ușor. Atât de frumos ai vorbit că m-am hotărât. Vreau să-mi schimb viața. Super! De unde încep? Cum? Cum îți schimbi viața efectiv? Încep să scrii ce-ți dorești în primul rând. Trebuie să ai o direcție. Că dacă, să zicem, ai o motocicletă puternică sau o mașină extraordinară și n-ai direcție, ajungi într-un zid sau într-un copac, ferească sfântul. Deci primul lucru, dă-ți o direcție, un scop. Universul vrea să te ajute. Dumnezeu, cum vrem noi să-l numim? Energia. Dar trebuie să-i dai o direcție. Cum să ajungi acolo nu e doar al tău. Acolo te susține, Doamne, Doamne, te susține în general, te susține energia, te susține orice. Cum să ajung acolo nu e al meu. Vei fi inspirat, ochii tăi vor fi conduși, exemplu, cum au fost cei care au vrut să inventeze avionul, frații Wright. Li s-a dus la un motor de mașină, la o bicicletă să pună ca să fie mai ușor. Adică, cumva ești ghidat, nu e numai de la tine. Inspirație înseamnă în latină in spiritum, adică acest spirit, aceste idei divine curg prin tine și uite cum să faci schimbarea. Dar prima e direcția. Scrieți, dacă e, scrisul este și mai puternic. Scrie undeva, îmi doresc să am un job așa sau vreau să ajung căsătorit cu copii așa. Sau să schimb relația, dar nu numai să schimb relația, că asta nu este să am o relație în armonie, să fiu cu o persoană potrivită mie, să devin versiunea mea cea mai bună, pentru că dacă eu sunt pe frecvența poliției și vorbesc pe ochi-tochi și vreau să mă audă un pilot de avion, eu nu sunt pe frecvența aia. Și atunci am nevoie și eu, în pauzele astea când ceva nu-mi convine, ce am de făcut? Primul lucru, lucrez cu mine, pentru că n-am control la ceilalți, dar am control la mine. Vreau să devin versiunea mea mai bună. Scriu unde vreau să ajung, încep să mă uit la un video motivațional, citesc o carte, mă duc la un profesionist la ce aș vrea eu să fac sau cer o părere a unui specialist și așa mai departe. Mă ajut să devin versiunea mea mai bună. În secunda în care tu devii versiunea ta mai bună, orice pas mic, de 1%, atenție, 1% pe zi. Da. Dacă faci o mică schimbare în imaginația ta de cum gândești despre tine, despre viață, despre oameni, începi să schimbi viața aproape fără să faci mare lucru. Și cu asta vreau să rămânem. Mulțumim frumos, Cerasela, și ca de obicei ne-ai inspirat. Neinspirat, adică cum era, in spirit, era în spirit, acest spirit divin coboară ne-ai și... dat curaj. Mulțumim frumos,